Bună seara, dragii mei! Bine ne revedem în această minunată seară și mă bucur că suntem din nou împreună, mă bucur că putem să facem lucruri minunate și sunt onorat în permanență că putem să fim de ajutor celorlalți și sunt sigur că fiecare din voi, la rândul vostru, puteți să împărtășiți foarte multe lucruri pe care le trăim împreună. Mai departe, puteți împărtăși lucruri pe care le dăruim tuturor, pe care puteți să le duceți într-o altă zonă de cunoaștere, acolo în familiile voastre, alături de cei dragi, alături de cei cu care vă întâlniți și sunt sigur că putem să facem lucruri minunate. Haideți să vă salut, pentru că în prima emisiune a fost așa, mai pe repede înainte. Vă salut pe Carmen Bodor, pe Mirela Violeta, Albu Violeta, Gabriela Caciuc, Violeta Spiridon, Carmen Bolojan, Priscu Șerban, Cuie Gregorul la purtător, pe Angela Pescăruș, Gabriela Ristea, Mica Paula, Monica Neagoie, Iulian Manolache, Hortensia Lup, Giuliana Margian, Maria Matei, numai puțin. Maria Matei, Viorica Zaharia, Flavia Sigartău, Hortensia Lup, Iuliana Knauber, Vera Panteleon, Marius Istrate, Paula Liana, familia Poncea, Mihail și Mariana, Andrei Plătică, Demir Dorina, Gabriela Țapu, Emma Deceanu, Luminița, numai puțin că iarăși fuge, Luminița Macovei, Emilia Jarcov, Lenuța Catană, Ioana Roibu, Dorina Tori, Gabriela Matei, Panțiru Cătălin, Liliana Miron, Laura Gabriela Nițescu și o felicit pe Laura că a avut curajul să iasă, să-și exprime ceea ce are de spus. A făcut un curs la care am participat și eu atât cât mi-a permis timpul. Astăzi, de la ora 18, un curs despre comunicare și vă recomand tuturor să aveți curajul să vă manifestați, să aveți curajul să ieșiți să spuneți ceea ce aveți de spus. Și foarte frumos, felicitări Laura și pentru toți vă sunt alături ori de câte ori aveți ceva de făcut și putem să fim împreună. O salut pe Claudia Dascălu, Viorel Drăgan, Lucica Panait, Dana Filip, Iuliana Olteanu, Mircea Dobre. Și trebuie să recunosc că Mircea este o surpriză foarte plăcută. A venit de curând în acest grup, dar este o surpriză foarte plăcută. Este un om chiar special, Mircea. O salut pe Angela Suciu, Cătălin Panțăru, Monica Rus, Nic Nicoleta, Mihaela Vale, Geta Marin, Daniela Matei, Adriana Poncea, Pamper Elena, Macrina Cosma, Viorel Drăgan, Victoria Sand, Monica Nicoleta Mocan, Elena Siebold, Octavian Perpelea, Daniela Danase, Alexandru Stancu, Adela Stoica, Florin Boț, Laurențiu Sergiu Leonte, Maica Marina, sărumâna maicuță, Georgeta Micu, Mariana Pușcă, Maior Maria, Florea Fola, Maria Ier, Ioana Popa, Laura Gabriela Nițescu, Maior Maria, Pirici Lidianca, Ana Corca, Maria Ana, Maior Maria, Doina Andone, Marinela Miron. Și eu mulțumesc, Ana, pentru mesaje. Marioara Ionescu, Doina Andone, Maria Luminița Janță, Cristina Dumitru, Irina Spânu, Denis Pogoneanu. Sunt bucuros că foarte mulți dintre cei care au parcurs programul acela Descoperă pe tine însuți s-au și înscris la Înălțarea Omului Divin și sunt convins că nivelul lor de acum
Foarte interesant ar fi să scrie așa pe hârtie cum pleacă și nivelul lor peste cele 6-7 luni de zile de parcurs va fi incredibil. Și mulțumesc pentru încrederea cu care ați venit în acest program și mulțumesc pentru această minunată trăire pe care o vom avea împreună. O salut și pe Mariana Nichita, Ramona Mineață, Ana Pop, Maria Mihailovici, Corina Arsene, Monica Udilă, Nastea Bordei. Păi, Ana Corca vrea să noteze. Păi notează, Ana, să vezi că așa va fi. Așa cum am spus, facem în seara asta consultații gratuite și sfaturi utile pentru viață. Trebuie să recunosc un lucru, că am ridicat foarte mult nivelul la care dau informațiile, și am ridicat nu numai nivelul la care dau și răspunsurile. Pentru că sunt conștient că de ani de zile sunteți aici, sunt conștient că ați ajuns la maturitatea să puteți înțelege ceea ce spun și răspunsurile vor fi mai înălțătoare, mai profunde și foarte multe din ele s-ar putea să nu fie înțelese, dar am să vă dau răspunsuri de iluminare. Da? Ca să vă învăț de acum. Răspunsul la nivel de iluminare, la nivel de multe ori, ieșire din această secțiune a minții și transcederea într-o conștiință care nu ține de dualitate. Asta vreau să fac în tot ceea ce urmează și vreau să mă bucur împreună cu voi de acest lucru. O salut și pe Mariana Șelaru, Doina Budu, Mariana Nichita, Cristina Ștefănescu, Irina Voicu, Mișa Bordei și evident și Nastea, Maria Iovan. Aștept, dragii mei, sunt aici, dau drumul la întrebări, la secțiunea de întrebări. Și uite, Denis Pogoneanu vrea să se bucure. Denis împreună cu Ramona deja s-au înscris în programul Înălțarea Omului Divin. Și evident, pentru mine e o bucurie că tineri de vârsta lor vor să evolueze la un nivel incredibil. Ia să vedem. Carmen Bodor, bună seara. Kilogramele mele în plus, cauza spirituală, mentală, emoțională și alte cauze. Este și o cauză karmică? Vă mulțumesc cu iubire și recunoștință. Ok. E un răspuns așa, dacă este să-l dau de la Burebista încoace, Carmen. Pentru că mi-ai pus așa, cauzele spirituale, mentale, emoționale și alte cauze. Este o cauză karmică. Vă mulțumesc cu iubire și recunoștință, dragii mei. Pui de Dumnezeu. Părinții noștri și tot ceea ce înseamnă elementul karmic care vine la noi. Și am zis că începând de la Academie și începând de acum încolo, o să dau răspunsuri care transced informația dualității. Din punct de vedere al ADN-ului și a informației care vin la noi, din punct de vedere al formelor în care noi înțelegem aceste lucruri, pur și simplu ne dăm voie câteodată să înțelegem lucruri mai importante sau mai puțin importante. Tot ceea ce s-a întâmplat înainte la părinții, la bunicii, la strămoșii noștri a fost o experiență. Această experiență există și în zona ADN-ului nostru, în zona experienței noastre, sau aș spune nu neapărat experiență, ci a evoluției din noi. Și atunci această evoluție din noi ne propune ceva, dar noi dacă schimbăm mediul, dacă schimbăm conștiința, dacă schimbăm vibrația, dacă schimbăm modul de a trăi și de a ne adresa la ceilalți, evident că aceste lucruri se vor întâmpla într-un mod diferit. Și atunci trebuie să înțelegem cu adevărat în momentul în care putem să vedem dincolo de aceste spații, dincolo de aceste lucruri,
care, într-un fel sau altul, ne duc într-o stare de suferință. Creșterea greutății arată o formă în care noi vrem să fim diferiți decât în a curge odată cu viața. Și în momentul în care luăm în greutate, arată că noi acolo ne opunem schimbărilor importante pe care le putem avea în corp. Și în momentul în care aceste forme se întâmplă în viață, ne pot duce și într-o anumită formă de suferință, pentru că de multe ori acești oameni nu reușesc să mai trăiască o viață corectă, onestă, pentru că ei se privesc diferit în această zonă. Și atunci nu contează ceea ce primim de pe neamul nostru, ci este important cum trăim noi în ceea ce ne-au propus ei și contează care este evoluția spirituală a fiecăruia din noi. Strămoșii ne propun, dar asta nu înseamnă că noi acceptăm ceea ce vine în noi și noi putem să le propunem un alt program, un alt proiect, astfel încât și noi să-i vindecăm pe strămoșii noștri, nu numai informația care vine dinspre ei să ne influențeze. În momentul în care trecem la transcenderea formei de conștiință, nu mai există karmă. Știu că o să ziceți, wow, dar omul ăsta unde trăiește? Da, vorbesc foarte serios. După stare de conștiință 600, ieșim din zona karmică pentru că noi nu mai stăm în această formă în care există dualitate, în care există anumite forme pe care noi nu le înțelegem. De aceea, dragă Carmen, prietena noastră de o viață, te invit la o stare de conștiință peste 600 și tot ceea ce este în schimbare să se manifeste. Mai mult de atât, îți recomand să curgi odată cu viața, pentru că ești rigidă, să te manifesti în bucuria vieții și să nu crezi că există o cauză în spatele a ceea ce nu există. Pentru că întotdeauna în planul dual există cauză și efect, dar în planul iluminării există lumină și iubire. Te invit în lumină și iubire cu recunoștință. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Octavian Perpelea, ce părere aveți despre borelioză? Boala lume scrie aici, dar de fapt e boala Lyme. Aș da un exemplu și haideți să dau un exemplu. În momentul în care noi am făcut acum 3 ani de zile în urmă tabere, la Slănic Moldova, unde am făcut taberele, era patroana de acolo, avea această boală. A fost în străinătate, a fost peste tot și pur și simplu ajunsese într-o stare foarte ciudată, nu mai putea să-și încălzească în niciun fel interiorul corpului și era ca o marmură, așa, când puneai mâna pe ea, era rece total. Și am ajuns întâmplător acolo, că așa a fost să fac taberele acolo. Am făcut undeva la Slănic Moldova și foarte frumoasă locația. Noi, în plină pandemie, ne-am bucurat de aceeași libertate ca dintotdeauna. Și avea această propunere de efect a ceea ce era, ca să nu vorbim neapărat de. Da, dar avea această boală, boala Lyme. O singură ședință i-am făcut. Nu numai ei, ci și la întreaga familie. Erau acolo mulți și i-am aliniat așa pe toți, erau cred că vreo 6-7, după câte mi-amintesc. Și am pus mâna pe această fată. Iar acea fată, o fată foarte tânără, foarte tânără, căzuse în această chestie, începând din acea zi, viața ei s-a schimbat în totalitate. O singură ședință. N-am făcut mai multe ședințe cu ea. Una singură. Și începând din acea zi, corpul ei s-a
dus într-o formă, nu pot să spun că am făcut eu ceva, eu am făcut doar slujirea. Dar Divinul a vrut să se manifeste prin mine, iar de a doua zi această persoană a fost normală. Și sunt oameni care poate să spună pentru că au fost acolo și au văzut-o. Plină de viață, totul a revenit la normal și totul s-a schimbat în această ființă. Nu pot să vorbesc despre boală, dragul meu, Octavian. N-are sens să vorbesc. Eu vorbesc doar despre partea divină care a vindecat aceste lucruri. Evident că Divinul se manifestă prin oameni și Hristos ne spune că și noi putem să facem ceea ce a fost El cu o singură condiție: să ai credință și să ai slujire, încredere și toate aceste elemente, să te cureți pe tine însuți ca apoi să poți să-i slujești pe ceilalți. Doamne ajută! Nu-mi dau cu părerea la boală, eu ți-am dat un exemplu din experiența trăită de mine în perspectiva acestei forme. O salut pe Ana Maria Frunză, zâmbăreața noastră de serviciu, Pop Marcel, salut și pe Marcel, Cristina Mărălescu, Diana Banciu, Sergiu și Cătălina, Ani Apostol, Ena Siebold, probleme cu ochiul drept. Ok, ochiul drept, ce ne arată acolo, Elena? Ochiul drept este în partea și în perspectiva în care noi suntem segmentați între feminin și masculin, cu toate că ele sunt un întreg acolo în interior, dar noi, când ne uităm la această trăire, ne uităm într-o anumită formă. Iar am spus și nu este pentru prima dată și reiau. Reiau de mii de ori, dacă este cazul, fără niciun fel de problemă. La nivelul capului, partea stângă a capului este partea rațională sau partea masculină, da? Partea capului, da? Vorbim doar de cap aici. Iar partea dreaptă este manifestarea feminină din interiorul nostru. Evident că uitați-vă și este foarte important să înțelegem acest lucru, dragii mei. Priviți, dar priviți diferit. Pentru că noi privim dintr-o perspectivă cu ochiul stâng, dintr-o perspectivă cu ochiul drept. Și învățați-vă să faceți și experiențe de genul următor. Da? Acoperim un ochi, dau exemplu, și ne uităm la ceva, nu știu, la un peisaj. Și vedeți ce se manifestă în interior. Și o să vedeți că în momentul în care acoperim ochiul drept, începe să funcționeze partea rațională, pentru că informația care vine de acolo se duce în rațiune și rațiunea care este masculină și care vrea să acționeze, vrea să ducă într-o formă această trăire. În momentul în care acoperim ochiul stâng, ne ducem în cealaltă parte, care este partea feminină din noi, partea creației, partea frumuseții din noi, partea profundă din interiorul nostru, partea subconștientului din noi, și atunci ne dăm seama că trăim o altă perspectivă. Ceea ce mă întreb tu aici este o formă de a înțelege că tu ai o problemă cu partea ta feminină din interior, cu partea în care tu te înțelegi pe tine ca femeie, cu partea în care tu îți înțelegi creativitatea din tine, cu partea în care tu nu reușești să te înțelegi cu femeia din tine, cu forma din tine. Ia, puneți următoare întrebare, Elena. Da? Cât ești tu la ora actuală masculină și cât ești feminină? Și o să vezi de ce ai probleme la ochiul drept. Pentru că te-ai dus în partea masculină, nu te mai înțelegi pe tine ca femeie și în momentul acesta Divinul îți spune, atenție, vezi ciudat cu partea ta femeiască din tine și ar trebui să te eliberezi de acest balast și să vezi corect. Sper să înțelegi mesajul meu și poți să-mi scrii puțin mai jos ceea ce ai înțeles din ceea ce ți-am transmis. Ia uite, imediat după ea, un mesaj de la Ioana, care deja s-a înscris și ea în Academie, Ioana Roibu.
Care este cauza faptului că ceața persistă pe ochii mei unde greșesc? Și am să spun ca să se înțeleagă și poate cred că este puțin și prietena ta mai jos. În momentul în care, de o anumită perioadă, cam de vreo un an și ceva, voi ați intrat împreună cu prietena ta într-un program în care ați investit anumite lucruri și nu prea vedeți capătul drumului, atunci se pune o ceață pe ochi. Adică ți se pare că nu mai vezi realitatea și ți se pare că nu mai vezi capătul drumului. Și atunci pur și simplu ți se pare că tot ceea ce este în exteriorul tău nu are claritate. Ioana, lasă deoparte toate atașamentele față de bani. Lasă deoparte atașamentele față de situația în care ești tu împreună cu fiica ta și cu manifestarea fiicii tale. Lasă deoparte toate formele în care tu te îngrijorezi și gândește-te la ziua de mâine ca și cum ar fi astăzi. Trăiește într-un singur mod. Acum o să dau răspunsul care coboară un pic la nivel de 600. Deci, practic, nivelul de acum există până la nivel de iluminare, până la nivel de 600, dar după nivelul de iluminare nu mai există acum. Deci, când vorbim de momentul aici și acum, există până în momentul în care ajungi la iluminare. Dar după aceea nu mai există aici și acum, pentru că este doar o profundă ființare permanentă. Toate îngrijorările, toate atașamentele, toate formele în care tu nu-ți dai voie să trăiești în bucurie, toate formele în care tu te îngrijorezi, dă-le deoparte. Și o să vezi că perderile astea, ceața de pe ochii tăi, se va lua cu o singură condiție. Să știi că Dumnezeu știe soarta, destinul și drumul tău până la capătul Universului. Tu trebuie doar să ai încredere. Mergi dragă și știi că am fost alături de voi în tot acest parcurs și sunt alături de fiecare din voi în permanență. Bună seara, Georgeta Dumitru. Irina Spânu, din loialitate față, foarte frumos, din loialitate față de arborele meu genealogic, am preluat o insuficiență renală. Este posibil să fac un transplant renal sau trebuie să duc provocarea până la capăt? Mulțumesc cu recunoștință, dragii mei. Chestia asta cu transplantul, dați-mi voie să-mi spun părerea mea personală fără să judec nimic, dragii mei. În momentul în care Dumnezeu a făcut omul și s-a uitat la el și a văzut că este bun, a zis, e ok, este bun, l-am trimis pe pământ așa cum este. Nu ne-a dat nici două inimi în plus, la pachet nu ne-a dat nici orice formă de trăire, ci ne-a dat, tu ești acesta, te duci pe pământ, ai tot ceea ce trebuie, manifestă-te. Da? Eu personal, și citiți din cărțile mele, de 4 ori am fost plecat dincolo în această existență, de 4 ori. Da? Cu toate astea, nu m-am războit cu nimeni. N-am făcut nicio formă în care am acționat într-un anumit fel. Sunt mulțumit, băi, practic noi ce vedem aici? Ce vedem aici? Vedem o frică primordială care se numește moarte. Dar rețineți un lucru. Primul element pe care noi trebuie să-l integrăm în evoluția noastră spirituală este în nemurirea noastră. Dacă noi nu înțelegem că la un moment dat vom pleca aici, de ce ne mi-e frică să mă duc la Hristos mâine, da? La Tatăl, la Fiul și la Duhul Sfânt? Uite aici. De ce ne mi-e frică să mă duc mâine dacă se hotărăște ca eu să mă duc? Care e motivația? De ce sunt eu atașat aici? Da? Și o să vedeți ceea ce ne ține pe pământ. Frica. Desprinde-te, pentru că răspunsul este la nivelul de peste 600, cum ți-l dau eu, desprinde-te de atașamentul de trup. Desprinde-te de condiționarea minții. Știu că s-ar putea să nu convină acest răspuns, dar nu despre asta este vorba.
Este cazul să ne desprindem de atașament, este cazul să ne desprindem de orice formă, de a sta într-un anumit trup în care sufletul nostru nu mai este pregătit să fie. Care este problema ca mâine să mergem și să fim acasă? De fapt, acolo este casa noastră. Care este problema în care mâine, zicem, Doamne, sunt pregătit aici să mă prezint la Tine? Nu vă mai înfricoșați de plecarea din această existență. De fapt, este siguranța că suntem acolo unde trebuie și nu mai încercați să fendați Divinul. Modul în care fentăm Divinul este frica noastră de moarte. Vedeți că sunt acești oameni care schimbă sânge, care fac numai ca să rămână aici pe pământ. Din momentul acela, viața devine un chin, o suferință permanentă în care tu stai aici întemnițat într-o frică să mergi mai departe în evoluție. Dragii mei, viața va evolua în alt nivel, viața va merge mai departe și nu trebuie să ne agățăm de această formă în care noi trebuie neapărat să fim în trup. Onorez trupul. Este templul Duhului în care eu trăiesc, îl onorez, îl antrenez, îi dau ce îi trebuie. Îl onorez din toate punctele de vedere, dar nu trăiesc cu frica că voi pleca mâine. Știe vreunul din noi dacă se va mai trezi mâine cu adevărat? Mă minunesc dimineața, wow! Iată că Dumnezeu m-a trezit și astăzi. E extraordinar. Și mă minunez de o grămadă de ani în fiecare zi. De ce? De ce să mă înspăimânt că eu mă duc acasă la tatăl care mă așteaptă și să vedem și eu, să trag și eu un bilanț. Băi, ce am făcut eu pe pământ, mă? Mi-este mie frică să mă duc la tatăl meu mâine, acasă, la mine, de fapt. Dragii mei, exact ceea ce suntem este perfect pentru evoluția noastră. Modul în care ne ducem într-o stare de suferință este real. Este o iluzie. Până și boala este o iluzie. Dar, Irina, trebuie să înțelegi un lucru. Ești din această loialitate, e foarte frumos cum ai prezentat, ești din această loialitate, vino în Academie și îți garantez că viața ta se va schimba cu adevărat. De ce? Pentru că acolo luăm de la facere și până în prezent. Pentru că inclusiv loialitatea față de arborul nostru genealogic ne dă o formă în care noi credem că preluăm karma, dar în momentul în care iluminarea noastră se întâmplă, lucrurile stau diferite. Onorez tot ceea ce mi-au dat strămoșii noștri, onorez. Dar asta nu înseamnă că și integrez în mine, ci pur și simplu transced toată informația pe care mi-au dat-o și mă duc la nivelul următor. Să fii binecuvântată și sper să fi înțeles mesajul la înălțimea lui. O salut pe Daniela, Daniela, Dana Filip. Dana Filip, vă rog să-mi spuneți dacă puteți să-mi dați un sfat pentru durerile de gât, zona tiroidă, cauza emoțiilor, vă mulțumesc cu recunoștință. Draga mea, părți din tine, fragmente din tine, din sufletul tău, îți transmit următorul mesaj. Draga mea, aici cineva îți stă în gât. Și notează acolo, cine îmi stă mie în gât acum, dragă Dana, da? Cineva nu-ți dă voie să te exprimi cu adevărat așa cum tu te-ai exprimat. Și mai e un lucru. Puneți următoarea întrebare și știi la ce mă refer. Cât la sută trăiesc eu în adevăr acum? Doar atât am avut mesaj pentru tine. Cât la sută trăiesc eu în adevăr acum? Aici zona aceasta este o zonă a adevărului. Dacă trăim în minciună și dacă acceptăm minciuna, aici suntem. Vă iubesc, dragii mei. Iulian Manorache, am o emoție puternică în piept. Mare lucru, Iulian. Băi, primul element în momentul în care ai o emoție în piept este că trăiești, mă. E trăiești. Și că tu, în momentul în care ai această emoție, ai un atașament, mă, Iulian, măi. Ia spune mie, dragule,
Ce atașament ai tu acum și ce dorință ai tu pe care încă nu ți-ai rezolvat-o și ce atașament tu ai de un lucru pe care ți-l dorești, dar pe care Divinul încă nu ți-l dă? Doar atât am să spun ție. Claudia Dascălu, domnul Ștefan, eu nu pot asimila, integra, de nu pot adăuga niciun kilogram în plus. Păi măi, Claudia, uite, ia legătura cu Carmen Bodor și vezi cum puteți să faceți, pentru că voi pe medie sunteți bine. Tu nu poți să iei, ea nu poate să dea jos. Și pe măsură când vă punem pe cântar, sunteți la fel. Dragii mei, Claudia, dragă, bucură-te, femeie! Faceți schimb de roluri, tu cu Carmen faceți schimb de roluri. Păi, măi, dacă nu vă bucurați voi, la modul în care suntem noi. Măi, voi vă identificați cu ceea ce nu trebuie. Uitați-vă cu adevărat. Uitați-vă cu adevărat că voi nu sunteți trupul. Onorați-vă trupul. Dar voi nu sunteți el. În momentul în care eu, când mă uit în oglindă, nu-mi onorez trupul și nu sunt mulțumit de trupul meu, el va încerca să se înfricoșeze. Va vrea să acumuleze, va vrea să se strângă și mai mult, să zică, wow, eu sunt din ce în ce mai subțiat din toate punctele de vedere. Este exact ceea ce trebuie să avem acum și trebuie să înțelegi un lucru, că suntem perfecți așa cum Divinul ne manifestă. Eu te știu ca și fizic și te văd și acum, da? În ceea ce se manifestă. N-ai nicio deficiență. N-ai nicio deficiență. Bucură-te, veselește-te și viața ta se va duce la nivelul, nu trebuie să faci nimic, ci pur și simplu se va duce la nivelul următor. Bun. Lumița Gâdlan, bună seara, mulțumesc cu recunoștință pentru numai puțin. Wow. Mamă, dacă te-au venit. Lumița Gâdlan, mulțumesc cu recunoștință pentru tot ajutorul acordat zilele trecute de când și de când vă cunosc. Ea a trecut printr-o încercare zilele astea și pur și simplu m-am conectat așa din iubire și am luat-o în sufletul meu. Știți ce important este, dragii mei, să se roage cineva pentru tine și să te ia în sufletul său și să te cuprindă acolo cu sufletul plin de lumină și de iubire? Măi, dacă aș ști câtă iubire și câtă lumină aveți în sufletul vostru și dacă ați ști cum această lumină stă întemnițată sub tot felul de lucruri ciudate, v-ați... Deci n-am făcut luminița mare lucru, ci pur și simplu te-am conectat la sufletul meu plin de lumină și de iubire și pur și simplu starea ta s-a schimbat. Dar acest lucru este un lucru divin, da? Acolo în interiorul meu este Duhul, acolo în interiorul meu este iubirea și este bucuria. Doar ți-am împărtășit-o. Adică te-am îmbrățișat în sufletul meu. Și mulțumesc cu recunoștință. Și ea s-a înscris, și Luminița s-a înscris la Academie și felicitări, Luminița. Monica Odilă, mi se întâmplă să am amețeli puternice, dar nu mereu. Oare de ce? Unde greșesc atunci? Nu, unde greșesc? Mulțumesc cu iubire. Păi, lucrurile în care noi avem amețeli, în cazul tău, nu luați ca un răspuns în momentul în care vorbesc despre cineva, vorbesc strict de el. Nu luați ca un răspuns universal la ceea ce mi se întâmplă mie. Nu, vorbesc doar de Monica. În momentul în care mă uit puțin acum, Monica, la tine, îmi dau seama că ești cam grăbită în această viață. Și mai e un lucru. Gândește-te câte lucruri vrei să faci în același timp. Și o să vezi că mintea ta este într-un loc, corpul tău este într-un loc, sufletul tău este în altă parte și o să vezi că tu nu ești acolo. Ori Divinul vrea ca spiritul, sufletul, corpul și mintea să se afle într-un singur loc, dar aliniate la Divin. Gândește-te cu adevărat unde este mintea, gândește-te cu adevărat unde este graba pe care tu o manifesti în fiecare zi
și vezi dacă ești aliniată. Te grăbești, dragă Monica, și în același timp ai gânduri ciudate în modul în care vrei să ții niște persoane legate de tine. Punct. Să fii binecuvântată. Viorica Zaharia, vă rog frumos, am o durere și o senzație de arsură și umflătură la laba piciorului drept și gleznă. Păi acum întrebarea mea este să iau acum acea durere? Uite, fac o experiență acum. Bine, nu-i prima dată când facem această experiență. Uite, Viorica, acum mă conectez la tine și vreau să-mi scrii mai jos, da? Mai jos, așa, mă conectez la tine și îți transmit iubire și lumină ca acea umplătură și arsură de la lava piciorului drept să ia o stare de vindecare și în același timp îți transmit un mesaj că ești într-o schismă interioară în ceea ce privește personalitatea din tine. Ești într-o schismă interioară în ceea ce privește modul în care tu te vezi pe tine însuți și modul în care tu te manifesti în exteriorul tău. Transmit acum un mesaj de lumină și iubire, Viorica, la tine și să-mi spui spre sfârșitul emisiunii cum a fost acest mesaj. Da, către tine, dar să reții și ceea ce ți-am spus, pentru că lucrul ăsta trebuie rezolvat. O salut pe Roxana și mulțumim cu recunoștință, Roxana. Maria Dorca, bună seara și Doamne ajută, Maria. Maria Petraru, recunoștință pentru toate informațiile și dăruirea voastră. Să rămână, doamna doctor. Mulțumesc foarte mult. Când văd că și am sute de clienți medici, când văd că oamenii înțeleg până la urmă că sufletul este suflet, spiritul este spirit, corpul este corp. Și eu recunosc că avem medici excepționali în România. Avem medici care fac lucruri excepționale și în afara țării. Dar, dragii mei, nu suntem doar trup. Să mergem puțin acolo să ne înțelegem holistic și să aceste lucruri să fie binecuvântate. Daniela, salutare Daniela, Claus Popescu. Bună seara, răcesc foarte des în gât, cu amigdalită urâtă din copilărie și până în prezent. Abia am trece și iar încep. Care este problema mea? Atașamentul, dragul meu. Atașamentul. Da? Gândește-te acum cu atenție. Pe cine ai vrut tu să impresionezi dintre părinții tăi? Eu știu pe cine, dar trebuie să conștientizezi tu. Și de ce ai vrut să induci printr-o stare de boală o formă de atașament astfel încât să-i manipulezi? Și o să vezi că acest lucru care vine din copilărie se manifestă și acum pentru că tu nu ți-ai rezolvat problema de atunci. Da? Acel lucru, știi, ți-am să spun o chestie foarte interesantă. E acea pildă cu Ion care zice vine lupul, vine lupul, vine lupul, vine lupul, vine lupul. Și toți oamenii au venit acolo că vine lupul și când a venit lupul, el era singur acum. Foarte interesantă pilda asta pentru tine și sper să o înțelegi în profunzime. Dacă nu reușești să o înțelegi prin propriile puteri, suntem la un mesaj distanță. Elena Goje, bună seara și Doamne ajută. Cristina Ștefănescu, doresc să-mi refac integritatea ființei mele pe toate planurile să pot trăi cu adevărat. Te invit în academie, te invit în cursul Înălțarea Omului Divin. E atât de simplu. Suntem la un mesaj distanță, te invit. Deja din 25 începe acest minunat program și pot să spun că, și vorbesc foarte serios, este cel mai profund program la nivel mondial în ceea ce avem de transmis și în ceea ce este de făcut acolo.
ci ceea ce simt eu va trece toate așteptările pe care le avem fiecare din noi. Mircea Dobre. Cum trimit iubire și lumină către mama într-un mod eficient, are probleme cu sănătatea. Nu trebuie să trimiți lumină și iubire, ci trebuie doar să o ierți, mai Mircea. În momentul în care știm un lucru, pentru că hai să spun cum poți să-ți vindeci mama. Celulele din interiorul tău, din care ești tu format, sunt celulele mamei. Dacă tu, din punct de vedere energetic, deci toate celulele alea sunt în contact cu mama ta. Dacă tu, din punct de vedere energetic, ridici vibrația corpului tău, astfel încât mama și celulele care interacționează cu celulele mamei se duc într-un nivel de vibrație mare, tu pur și simplu îți vindeci mama. Cum? Prin vindecarea ta, prin creșterea vibrației tale, prin modul în care tu o ierți, prin modul în care tu ești. Și mai am un mesaj foarte frumos pentru tine. Ești într-o stare puțin feminizată, ceea ce nu este rău într-un mod nefiresc. Dar gândește-te dacă nu ești într-o relație ca și cu mama ta în acest moment și gândește-te dacă pur și simplu nu ar trebui să vindeci ceea ce este în interiorul tău. Tu ești înscris în Academie și ai să înțelegi toate lucrurile astea care le spun. Tu ești înscris în Academie și sunt sigur că toate elementele astea vor trece la nivelul următor. Da? Crește vibrația ta, crește vibrația mamei, rog din toată ființa mea să-ți ierți mama. La nivel profund tu nu ți-ai iertat mama. Dar gândește-te la ceea ce spun eu și mama ta o să fie mult mai bine. Maria Iovan, care e înscrisă și ea în Academie. Bună seara! În momentul în care observ gândul care vine, el dispare. Și uit imediat ce gând a fost, mulțumesc. Foarte interesantă mintea. Mintea, de fapt, este o entitate, dragii mei. Este ego-ul nostru sau este îngerul nostru, puțin mai bronzat, care a fost la plajă și care este îngerul de-a stânga, cum îi spune. Iar el este destul de șmecher. În momentul în care ne duce într-o stare pe care și-o dorește, el stă la vedere acolo, pentru că, dar în momentul în care, în momentul, atenție, în momentul în care observă că noi trecem din postura de victimă în postura de observator, el pur și simplu se ascunde. Ați observat că de multe ori avem gânduri geniale care, puf, au zburat din capul nostru, măi, am vrut să spun ceva. Ce am vrut eu să spun, așa ne gândim noi, ce am vrut eu să spun acum, ce am vrut eu, parcă a fost ceva. Ei, cine ne-a furat acest gând? Zup, băiatul. Băiatul care știe că în momentul în care noi ajungem la iluminare, el rămâne alături de noi, dar nu mai poate să ne influențeze. Pentru că adevăratul observator apare după stare de conștiință de iluminare. Până la stare de conștiință de iluminare, nu putem fi observatori, ci noi putem să fim doar privitori. Iar în momentul în care suntem privitori, deja influențăm acolo și judecăm acel lucru. Noi zicem, eu trec în postură de observator, da? Da, nu. Treci în postură de judecător, treci în postură de acuzator, treci în postură de victimă, treci în postură de salvator. În toate aceste posturi trecem până la manifestare 600. Da? Tu ești în program, vii și în tabără, Maria, nu-i problemă. Suntem acolo. Natalia Rusu, mulțumesc cu recunoștință pentru tot ce faceți. Cu bucurie. Vă rog să mă ajutați și pe mine. De o lună am niște palpitații foarte puternice și tot mai frecvente. Odată cu ele am și fluturi în stomac. Wow! Păi măi! Când ai fluturi în stomac este minunat. Ia gândește-te, măi, poate te-ai îndrăgostit, Natalia, și tu nu știi și nu vrei să manifesti. Când ai fluturi în stomac, e o stare minunată. Greu ajungem la situații de genul ăsta și de puține ori în viață. Bineînțeles că glumesc. Despre ce este vorba în momentul în care avem palpitații? În momentul în care avem palpitații, acolo în interiorul nostru intră o stare de agitație.
Evident că dacă ne gândim cu adevărat, noi ar trebui acum în perioada asta, pentru că suntem în perioada de post al Paștelui. Noi ar trebui să facem puțin curățenie în interiorul nostru. Noi ar trebui să facem pur și simplu o curățenie generală în interiorul nostru, dar tu nu ești dispus să o faci. Pentru că tu ai atașamente foarte puternice, foarte puternice și ai niște dorințe ultra-materialiste pe care nu vrei să le dai deoparte. Și atunci Divinul îți spune, oprește-te, Natalia, și tu nimic. Oprește-te, Natalia, și tu nimic. Și atunci vine acea formă de palpitație în care noi trebuie să trecem pe o vibrație corespunzătoare. Mai mult de atât. Gândește-te cum stai cu iubirea, Natalia, și gândește-te cât o dăruiești și cât se întoarce la tine și vezi cât de bine respiri acum, mai ales în perioada asta în care putem să ieșim la aer. Ieși mai mult la aer, e strict pentru tine mesajul, ieși mai mult la aer, fă mișcare și încearcă să înțelegi că nu gândul care vine în capul tău este cel care trebuie să te ducă pe o cărare corectă, nu gândul, ci spiritul. Informațiile care vin la tine nu vin din spirit, ci vin din minte. Mulțumesc cu recunoștință. Dorina Dori, domnul Ștefan, am tălpile picioarelor reci, degetele și călcâile din cauza serviciului sau e o altă problemă? Vă mulțumesc. Păi tu, dragă Dori, dacă mă uit așa în profunzime, tu stai acolo și printre pești care sunt într-un fel puși acolo la rece, prin gheață, normal că zona asta. Da. Numai că la tine acolo trebuie să fie deblocat fluxul și conectarea cu elementul pământ. Nu ești suficient de conectată cu elementul pământ și mai e un lucru. Dragii mei, ca să înțelegem. Ca să înțelegem care sunt cei mai mari consumatori în corpul nostru de energie. Care e cel mai mare consumator? Unde o fi el? Uite-l aici, cetățeanul ăsta care tot gândește el și tot gândește sute de mii de alea și zice, aici e consumator, da? În momentul în care mai facem și alt consumator, să presupunem că mâncăm, avem aici un consumator foarte mare, mai ducem și în stomac un consumator foarte mare, nu mai reușim pentru că meridianele noastre nu sunt suficient de echilibrate, nu mai reușește această energie să curgă de sus până jos. Și atunci ea se restrânge pentru a supraviețui și nu mai se rezolvă problema în care se duce lumina și iubirea în tot corpul. Îți recomand o tabără, Dorina, și ar trebui să mai lași și tu deoparte toate chestiile astea și să ai trebui să mai pui și pe alții la treabă, să muncești mai puțin pentru alții, să te mai bucuri și tu de viață. A intrat într-un program din ăsta în care nu mai reușești să te bucuri de viață. În momentul în care viața ta va fi bucurie, inima va genera un câmp imens de bucurie și care va elimina toate aceste blocaje din interiorul nostru. Te invit în tabără, acolo de la Tulcea, din o grămadă de oameni frumoși în tabere. Alături de noi, fii alături de ei. Doamne ajută! Olesia. Bună seara, sunt Olesia Bagrin, am început să citesc rugăciunea pe care mi le-ați dat. Acum am vise ciudate care mă trezesc cu bătăi de inimă. Păi în interiorul tău, dragă Olesia, se duce un război al stelelor. Acolo sunt și de mii de entități care vor să te țină sub control, iar rugăciunea, lumina și iubirea vor să te elibereze. Mergi în continuare cu ceea ce ți-am dat și îți garantez că viața ta se va schimba în totalitate, iar în momentul în care începem să facem slujirea, trimitem la plimbare acelei elemente ca tu să rămâi într-o stare de pace, de armonie, o stare în care te armonizezi cu tine însuți. Și îți mai recomand un lucru. Este o frumoasă moldoveancă de peste Prut, Olesia. Îți recomand un lucru. Să înțelegi că trebuie să fii femeie și să înțelegi
ca elementele curgătoare din viața noastră să relase manifest. Doamne ajută și Dumnezeu să fie cu noi. Mergi în continuare cu aceste rugăciuni, pentru că ele nu te trezesc rugăciunile, bătăile de inimă, ci te trezesc entitățile care nu vor să plece de acolo din tine, vor pleca. Adică entitățile acestea sunt niște fracțiuni ale sufletului nostru care sunt divizate în anumite forme și care nu vor să integreze cu întregul. Ceea ce îți recomand, dar nu știu dacă reușești tu, te-am invitat în programul Academiei. E foarte important să înțelegem. Și mai e un lucru la Academie. Academia nu trebuie să o începem neapărat acum, dacă nu avem un motiv pe care nu începem. Poate să începem și peste săptămână, și peste 2 săptămâni, și peste 3 săptămâni, și peste 1 lună. În fiecare zi a anului puteți începe Academia. În fiecare zi a anului. Este 365 de zile de acum până în tot ceea ce înseamnă trăire, pentru că va fi un circuit permanent în care vor veni informații și în care ne vom bucura pentru aceste informații. Maior Maria, bună seara! Vederea mea a scăzut foarte tare, dureri mari de coloane, 2 valve la inimă cu probleme, vă mulțumesc cu recunoștință. Maria, tu ai nevoie de o consultație cu mine, dar o consultație privată, pentru că la tine sunt mai profunde lucrurile și tu vii dintr-o altă perspectivă și nu poți să o manifest acum în direct. Tu vei face un salt ultra de conștiință dacă vei înțelege și îți recomand o consultație, cel puțin o consultație cu mine. După aceea vei decide tu care este drumul mai departe. Bun. În regulă. La tine problemele sunt un pic mai profunde și nu le spun acum pentru că sunt mai multe decât pot fi spuse acum în direct. De acolo, Gheorghe. Deci poți să mă contactezi în privat, nu pe telefon, ci printr-un mesaj. Pentru că nu, vă rog să mă credeți că foarte mulți vor să mă sune. Nu prea pot să răspund pentru că slujesc de dimineață până în noapte. Și nu prea pot, sunt într-o grămadă de programe, de manifestări și nu pot să răspund la telefon, dar dacă îmi scrieți, vă răspund. Dacă e nevoie de programare, vă programez. Dureri piciorul drept. De acolo, Gheorghe. El este înscris deja în acest program al Academiei de Aconul Gheorghe și uite, am să fac acum un pustiu de bine, să te binecuvintez, să-ți transmit lumină și iubire acum și să-mi spui dacă până la sfârșitul emisiunii starea ta s-a îmbunătățit. N-are sens să discutăm mai departe de cauze și de efect. Îl salut pe Cosmin Demir și îl salut pentru hotărârea de a fi în Academie împreună cu Laura. O familie, soț, soție au intrat în Academie, ceea ce este foarte important. Acești copii, când am cunoscut acum vreo 3 ani de zile în urmă, erau pe o anumită cale. Acum nu vă pot spune pe ce cale sunt, dar sunt acolo pe cale. Acești copii nu mai cad de pe cale. Pentru că s-au așezat, dragii mei. Acești copii și-au așezat viața, sunt pe cale. În fața lor întotdeauna este Hristos. Până când nu vom înțelege lucrul ăsta și până când noi nu vom vedea în fața noastră Divinul și în toate sferele 360 de grade, nu vom înțelege viața. Puteți să faceți ce vreți, dragii mei. Puteți să faceți orice job puteți să faceți. Dar în momentul în care nu vedem și Divinul din noi, care se manifestă în toată trăirea, nu vom reuși să fim fericiți. Pentru mine sunt copii, Cosmin, de vârsta copiilor mei. Dar acești copii sunt pe cale, cum sunt mii de oameni pe cale și puși în fiecare an. Ei se pun pe cale și merg pe cale. Și acolo fiind pe cale, nu se mai rătăcesc. Ce poți să faci când în momentul în care te împiedici și cazi pe cale? Păi ești tot pe cale. Dar ce se întâmplă în momentul în care cazi și nu ești pe cale? S-a dus. S-a dus.
Deci vă recomand să fiți pe cale și lucrurile se vor schimba. Mulțumesc pentru încredere, Cosmin și Laura, de a veni în acest minunat program. O salut pe Adela, stoica, care are dureri de spondiloză și sunt foarte inflamată. Unde ești, mai inflamată, măi? Adela, cam pe unde ești tu așa inflamată, ca să te pot eu ajuta? E foarte interesant mesajul, sunt foarte inflamată. Pe aici, pe acolo, cred că, da? Bineînțeles că eu tratez viața întotdeauna într-o glumă permanentă, pentru că așa și trebuie să o tratăm. Viața este o glumă și când ne dăm seama că dacă nu glumim, de fapt stăm acolo într-o formă foarte bizară, nu înțelegem. Ok, cam rigidă, Adela, cam rigidă. Vii, știu, în tabăra anul ăsta. Ai ratat anul trecut tabăra, dar cam rigidă. Cam rigidă la convingere și cam rigidă în momentul în care te-ai mințit 10 de ani pe tine, în care ai muncit pentru alții permanent, în care te-ai mințit pe tine însuți și în care acum îți dai seama că singura investiție e investiția în tine. Îți transmit și ție lumină și iubire. Acum, acolo unde ai un pic de spondiloză și acolo, pe aici, pe acolo unde ești un pic inflamată. Dar sper să nu simți alte inflamații foarte ciudate. Anca Tamaș, bună seara cu bucurie și mare dor. Doamne ajută! Ana Corca, gândurile mele sunt prea rapide. Ia uite ce interesant așa. Undeva în substratul conștientului reapare ideea că nu voi reuși, am un blocaj. Când vine vorba să ajung să analizez un document la serviciu. Draga mea, gândește-te la un lucru, Ana, și gândește-te să vezi că nu te poți concentra de fapt tu. Pentru că de fapt în momentul în care citești ceva, mintea ta a plecat într-o altă perspectivă, și în care ești acolo citind ceva, dar nu ești de fapt acolo. Și atunci este acea stare hipnotică de care vorbesc eu și v-am tot spus și o să vorbim în Academie mai mult, în care ni se pare că suntem, dar de fapt n-am fi. În care ni se pare că citim, dar de fapt noi nu suntem acolo. Și atunci trebuie să înțelegem că blocajul vine de la nivel de minte, nu vine de la nivel de spirit. Și atunci, orice gând apare în capul tău, îl lași deoparte și nu-l bagi în seamă până când nu termini acel document de analizat. Ci pur și simplu ești acolo și îi spui, băi, stai un picuț, așteaptă, doamna minte sau domnul care vrei să mă influențezi, stai așa un pic, stai așa un pic. Eu acum am de treabă, ia lasă, stai tu deoparte, așează-te lângă mine aici. Ia un loc pe scaun aici și vorbim atunci când termin eu de armonizat lucrul ăsta. Și atunci vedem că lucrurile se așează pentru că noi lăsăm tâlharii să intre în casă. Pe unde îi lăsăm? Pe urechi, pe ochi, pe gură, peste tot, prin toate simțurile noastre. Hai să lăsăm acești tâlhari care vor să ne dea o altă perspectivă a iluziei și să aducem alături de noi adevărul. Octavian revine. Am fost diaconat cu Borelia, dar ciudat eu că nu am avut nimic, într-adevăr, de decolare de neuropiteriu la ochi. Ok, am înțeles. Am discutat despre tine, mergem mai departe. Un salut și pe Viorica Stănescu. Ioana Roibu, mulțumește și se străduiește să fac față, să mă schimb. Dar nu trebuie să te schimbi, draga mea. N-ai cum să te schimbi, Ioana. Păi tu ești aceeași, cum să te schimbi? Încercați, dragilor, să nu vă schimbați. Pentru că n-aveți cu cine să faceți schimb. Pentru că voi sunteți aceeași. Chestia asta, eu mă schimb. Eu lucrez la mine. Nu mai lucrați mai. Nu mai lucrați, nu vă mai schimbați. Faceți un singur lucru. Abandonați ego-ul vostru și smeriți-vă. Dar nu vă schimbați. N-aveți cum să vă schimbați, pentru că ăia sunteți.
ci pur și simplu armonizați această stare pe care o aveți, trimiteți-o în lumină și în iubire ca ea să se dizolve. Nu poți să te schimbi, ci pur și simplu doar poți să alchimizezi această stare, să transcezi ceea ce ești într-o stare evolutivă. Claudia Dascălu, ce răspunsuri dați? Mi-au dat lacrimile de recunoștință care o am față de dumneavoastră. Și eu sunt recunoscător că te cunosc, dragă Claudia. Ea ne vorbește din Irlanda. Mamă, mamă, dacă te-au venit, stați că am dat jos. Și e bine, plânsul face bine, Claudia. Daniela. Bună seara, domnul Ștefan. Dureri de genunchi, articulații și vederea este mai slabă. Mulțumesc cu recunoștință, îmi doresc cât mai repede o consultație. Foarte bine. Îmi scrii în privat și o rezolvăm. Dar acum mă întreb și eu un lucru. Mă întreb și eu un lucru. Când ai stat ultima dată în genunchi, Daniela? Când ai stat ultima dată în genunchi? Și o să vedeți oamenii care nu pot să stea în genunchi. Foarte interesant subiectul ăsta. De ce oamenii nu pot să stea în genunchi? Și să vedeți, caută tot felul de motive. Vai, da, am o problemă, am o aia. Nicio problemă, ok. Dar eu mi-amintesc că Părintele Arsenie Boca ne spunea așa, că omul este mai înalt în genunchi decât este în picioare. N-ar trebui oare să încercăm să îngenunchem în fața Divinului și să vedem dacă smerenia din noi este corespunzătoare cu starea pe care ar trebui să o manifestăm? Eu îți recomand, o să-mi scrii în privat ca să stabilim o consultație, dar îți recomand până atunci să te gândești la starea de smerenie pe care tu nu ai în interiorul tău. Să te gândești la spațiul pe care tu nu-l lași celor din jurul tău și la presiunea pe care o faci pe ei. Să fii binecuvântată. Juliana Margian. Cum poți lucra cu nervozitatea ta? Am unele momente când nu reușesc să fiu calmă și partea stângă a feței reacționează prin durere. Nu! Prin parte simpatică, adică ți arată că rațiunea din tine, partea stângă, rațiunea din tine este în schismă interioară față de modul în care se manifestă. Draga mea, noi suntem o ființă de lumină și de iubire. Dracii din noi ne dau starea de nervozitate. Iartă-mă, Doamne, pentru ceea ce am spus, da? Despre asta este vorba. Și știm că există și îngeri, dar și din ăștia lanți. Cine din noi nu poate să fie acolo calm în manifestarea pe care noi o avem față de celălalt? Păi dacă eu știu că în fața mea se află Hristos la bărbați și Maica când vine femeia în fața mea, cu cine mă cert eu? Cu Maica sau cu Hristos? Cu care din ei? Sau eu trebuie să fac ascultare de Maica și de Hristos? Ia mai gândește-te un pic la starea ta de mândrie, ia mai gândește-te un pic la starea ta în care dorești ca Universul să se învârtă după propria ta dorință și mai gândește-te un pic că ai venit pe Pământ să faci ascultare. Asta e mesajul meu pentru tine. Ok. Și tu ai nevoie de ajutor. Pamper Elena, vă sunt profund recunoscătoare pentru că mi-ați deschis ochii, mi-a revenit vederea la loc și port din nou dioptrii nesemnificative ca și înainte. Mulțumesc cu recunoștință. Elena, deja este în program și deja s-a înscris în Academie și este foarte important că conștientizează foarte multe lucruri. Da, interesant, Elena. Pentru că în momentul în care ochiul se deschide, el vede o altă semnificație, o altă trăire. Și este un subiect foarte important pentru cei
care vor să trăiască. Nicoleta Mocan, sunt Viorica și am un băiat în plasament, Ștefan, și este ciudat. Nu este ciudat, Nicoleta, ci acest băiat, Ștefan, îți arată ceea ce ai tu de vindecat. El doar îți arată niște stări pe care tu trebuie să le înțelegi și aceste stări noi ar trebui, noi, știți cum vrem noi? Ca toți oamenii de lângă noi să fie îngeri și să fie în serviciul nostru. Dar în momentul în care părți din noi atrag anumite manifestări pe care noi nu le înțelegem la un moment dat, ne fac următoarea întrebare. Întotdeauna pacea din mine salută pacea din tine. Iubirea din mine salută iubirea din tine. Lumina din mine salută lumina din tine. Dar și ciudățenia din tine salută ciudățenia din mine. Atât am avut să spun, Nicoleta. Tot ceea ce spunem, manifestăm. Tot ceea ce ne se pare ciudat în noi este ciudat. Mica Paula, bună seara, am dureri în călcâiul drept și urcă durerea până la genunchi. Da? Pentru că ești înțepenită, ești așa băgată în capicamărul de tot în pământ. Păi vezi că mai este și cerul, Paula, vezi că perspectiva cerului e mai importantă decât perspectiva pământului. Gândește-te doar un lucru, e mesajul strict pentru tine. Cât ești băgată în materie și cât înțelegi dependența ta față de materie. Dar hai să-ți transmit și ție un mesaj acolo de lumină și de iubire pentru perspectiva în care să se mai diminueze acea suferință. Ok. Daniela, fica mea are trompete înfundate. Ce răspuns să dai la trompete înfundate? Uite, citiți și voi acolo. Fica mea are trompete înfundate. Păi, cum se desfundă trompeta? Și trebuie operată, ce ne sfătuiți, domnul Ștefan? Desfundați trompetele, măi. Trompetele, desfundați-le și cântați acolo permanent, la un instrument. Schimbați trompetele. Luați un trombon în loc de trompetă. Evident că da. Mă rog, mergem mai departe. Dacă trebuie să fac operația, eu știu la ce te referi tu, dar mă bucur și eu de mesajul ăsta. Numai puțin. Cam trebuie să facă operația. Cam trebuie să o facă. Da. Iuliana Knauber. Soțul meu mănâncă mult dulce. Cum pot să-l ajut? Simplu, Iuliana. Iuliana este deja în academie. Să te gândești un singur lucru, Iuliana. El mănâncă dulce pentru că tu ești altfel decât a fi dulce. Fii tu dulce și soțul tău va scăpa de dependența de dulce. Cred că într-un fel sau altul și tu vei înțelege ceea ce spun acum, ești în anumite situații ca macră. Și uită-te cu atenție în oglindă, ești o femeie foarte frumoasă, dar ca macră uneori așa în interior. Da, în academie cu siguranță vom rezolva multe din aceste probleme. Și iartă-mă pentru răspuns, dar e real. Gabriela Matei, am o durere în coloană și o presiune, durere de cap care ar putea fi cauza. De la coloană pleacă. Ar trebui să mă duc la doctor? Păi da, ești la doctor și la răspunsul ăsta ești la doctor, dar noi înțelegem că trebuie să ne ducem să facem un consult. La tine ar trebui să te duci la un doctor al cerului care îți spune că tu nu ești aliniată cu el.
și că legile divine privind alinierea cu divinul mai trebuie să fie înțelese. Ok. Măi, da, Daniela e de comă. După răspunsul, după întrebarea cu trompetele înfundate, fiți atenți ce scrie. Domnul Ștefan, doresc să cânt o casă moștenită ce mă sfătuiți. Să cânt. Da? Păi, acum să vedem dacă când și cum vrei să faci, adică cred că vrei să vinzi o casă moștenită. Poți să o vinzi, de ce să nu o vinzi? Poți să o vinzi, dar depinde cât ceri pe ea și depinde cât vrei să înstrăinezi din ea. Dar în momentul în care vindem ceva, să dăm acea zeciuială că bine facem. De să faci lucrul ăsta, dar să dai și acea formă în care să-i bucurăm și pe ceilalți. Maria Michide, bună seara și Doamne ajută! Daniela, vă mulțumesc din tot sufletul, domnul Ștefan. Foarte interesante mesajele și eu am ieșit un pic din starea de confort citind mesajele tale, Daniela. Nicoleta Nico, bună seara, domnule Ștefan. Amețel frecvente, durere de cervicală. Vă mulțumesc cu iubire. I-am dat răspunsul Adelei și la tine e cam la fel, pentru că observ o rigiditate a ta interioară și mai mult de atât, o lipsă de cum era mesajul mai sus de schimbare. Tu pur și simplu nu vrei să aduci nicio îmbunătățire în interiorul tău și rigiditatea gândirii tale nu-ți dă voie să urci în planul conștiinței superioare. Și atunci, aici în zona asta care este numărul lui Adam, mărul Evei, că Eva l-a ciordit, dar noi l-am furat și mărul Evei l-am furat. Doi bărbați am zis, bă, îi luăm tot Evei. Și a rămas Eva și fără măr. Dar este mărul Evei. În momentul în care nu avem aici o deschidere în care noi putem să urcăm față de divin, există aceste lucruri. Ai anumite forme în care nu înțelegi legătura cu divinul și în care nu îți dai voie să faci o îmbunătățire a stării tale de conștiință. Ioana Luiza, nu reușesc să stau în liniște cu mine însumi. Simt frică. Ce aș putea face pentru a mă liniști? Să simți iubire. Tot ceea ce vine din frică, tot ceea ce vine din durere, tot ceea ce vine din suferință, tot ceea ce vine din atașament, vine din partea încercărilor din noi. Iar pentru a ne liniști, trebuie să aducem lumina și iubirea în interiorul nostru. La tine e o altă problemă. Ioana, și tu trebuie să iei legătura cu mine, pentru că la tine este dintotdeauna de la naștere lucrul ăsta și ai nevoie de o conexiune divină. Viorel Drăgan, sunt Carmen din Germania. Sărbâna Carmen ea este înscrisă deja în Academie. Și eu am simțit iubirea și lumina pe care ne-o dăruiți. Evident, da, Carmen. Și ai dat și un mesaj frumos acolo la schimbările care s-au întâmplat în tine. Carmen mă cunoaște de, nu știu, de o lună de zile. S-a înscris în Academie, s-a schimbat viața ei la un nivel incredibil. Mărioara Ionescu, am o durere în partea dreaptă abdominală. Nu citesc mesajul chiar abdominală. Care se agravează la efort. Am încercat, dar nu am scăpat de ea. Dar din cauza fricii preluate de la mama, vreau să mă înscriu la Academie. Păi, cei care vor să se înscrie la Academie, vă las numărul meu de telefon și îmi dați mesaj, da? Pe WhatsApp. Deci 0744 620846. Te înscrii la Academie și facem toate lucrurile astea să se ducă într-o formă. Noi preluăm foarte multe frici de la părinții noștri pentru că nici ei nu le-au înțeles și nici noi care am venit după ei să-i vindecăm nu le-am înțeles. Și atunci trebuie să încercăm aceste lucruri pentru că la tine acolo sunt anumite lucruri, ai o ranchiună foarte adâncă în interiorul tău.
Nu spun foarte des acest cuvânt, dar este o neiertare și o ură față de cineva. Gândește-te față de cine. Și mă contactezi în privat pentru că te înscriu în academie și mergem acolo într-o formă foarte frumoasă. Gabriela Muște, emanați multă energie pozitivă, domnul Ștefan. Nu e a mea, eu doar o manifest. Energia asta o aveți fiecare în tot universul, pentru că nu este un loc unde nu este Dumnezeu. Dar noi trebuie doar să ne bucurăm de ea. Doamne ajută! Ramona Mineață, domnul Ștefan, oare de ce de mic copil sunt atrasă de Egipt? Ramona e și ea în Academie, împreună cu Denis. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez. Știi de ce ești atrasă? Pentru că nu ești într-o prima dată pe pământ tu și e evident că acolo, dacă te uiți un picuț la chipul tău, arată că ți-ai desfășurat anumite activități pe acolo. Doar atât. Lăpușan Lenuța, Pamper Elena, este bine să mă rog pentru binecuvântarea ambilor îngeri, cel de lumină și de întuneric. Mă gândesc că poate așa se poate lumina mai ușor întunericul din mine. Evident, da. Măi, dar nu sunteți vrăjmași, pentru că acum să fim foarte sinceri. Păi dacă Divinul nu lăsa să fie și lumină și întuneric alături de noi și dacă nu lăsa ca noi să venim în întuneric să creăm lumina, evident că trăiam o altă perspectivă. Dar asta este viața. Avem și asta și asta. Amândoi propun, numai că noi decidem, dar vă rog să mă credeți, cam 90% din oamenii pe pământ nu iau nicio decizie niciodată în existența pe pământ. Știu că poate fi șocant, dar cam așa este. Băiatul spune și noi executăm, băiatul spune și noi executăm, el zice și noi de fapt am și făcut. Asta este. Deci poți să te rogi și eu v-am zis un lucru care trebuie înțeles. Nu intrați în conflict cu întunericul din voi, pentru că e o parte din voi. Nu intrați în conflict cu entitățile de întuneric, pentru că au și ele rolul lor. Nu intrați în conflict cu nimeni, pentru că sunteți în conflict cu voi înși vă, pentru că sunteți și lumină și întuneric. Doar binecuvântați. Binecuvintez tot ceea ce sunt, întreaga mea ființă și toate părțile din mine, indiferent cum se află, în lumină sau în întuneric. Pentru că vreau să vă spun că nu suntem doar în perspectiva asta, nu suntem doar în planul ăsta, nu suntem doar în dimensiunea asta, ci viața e mult mai complexă decât atât. Claus Popescu, mulțumește și reflectează pe pilda spusă de dumneavoastră. Doamne ajută, Claus. Lumința Gâtlan, wow, am simțit iubirea și lumina care m-a cuprins și de duminică dimineață mă simt excelent. Slavă lui Dumnezeu! Luminița, tu ești înscrisă în Academie, ce să zic? Doamne ajută! Cătălin Panțăru, bună seara, domnule învățător! Nu sunt învățător, învățătorii sunt aici, eu sunt un slujitor. Am decis să cobor de pe Everest și sunt la cota conștientului meu, dar vă întreb. Credeți că mă puteți ghida să cresc în conștiință și conștiență? Nu, răspuns nu. Ci eu pot doar să îți arăt niște metode pe care tu trebuie să le integrezi în interiorul tău și trebuie să te antrenezi să le și respecti. Foarte interesant acest prieten al nostru, Cătălin. N-am putut să văd o risipire a minții pe un termen atât de scurt. Acest om, într-o zi, trece printr-un milion de stări. Un milion. La noi că avem între 60 și 100 de mii de gânduri, dar el are un milion. Da? Și el trece prin toate stările astea în fiecare zi. Dragul meu, conștiința este să fii prezent, ori tu nu ești. Conștiința înseamnă să fii una cu cel ce este și să te alimentezi de la cel ce ești. Eu sunt doar cel care îți va arăta calea și care te va îmbrățișa cu toată iubirea pe această cale, indiferent de câte ori vei cădea. Doar atât pot face pentru tine. Și este un răspuns onest. Dragii mei, nimeni nu vă poate ilumina din exterior. Vă pot arăta
o formă de lumină, da? Pot să pun atunci când, de exemplu, să presupunem, pun mâna pe cineva, da? Uf, se luminează lucrurile. Dar după plecare, el rămâne acolo în interior. Și atunci trebuie să cobor de pe Everest, dar în interiorul tău, Cătălin. Și trebuie să fii conștient în interiorul tău și trebuie starea de conștiință și de conștiință să fie în interiorul tău. Lasă mintea mai. Lasă așa. Iulia Mirea. Bună seara, sunt Iulia. Mă simt de foarte multă vreme obosită, epuizată, fără nicio dorință. Tu trebuie să iei legătura cu mine. Pentru că la tine lipsește cel ce este din tine. Și cel care este iubire și lumină. Lipsește conexiunea cu Divinul, dragă Iulia. Sunt la un mesaj distanță și poți să manifesti în privat acest lucru. Lucica Panait, mă doare din când în când ochiul stâng. M-am lovit de câteva ori la el. Mulțumesc cu recunoștință. Foarte interesant. Orice fir de păr din capul nostru are însemnătate și orice împiedicare de soartă, de destin, de toate lucrurile astea, ne arată forma în care noi suntem la un anumit moment dat. Și în momentul în care ne arată această formă, ne arată și unde nu vedem ceea ce trebuie. Iar în momentul în care ne uităm cu adevărat, așa cum ziceam și de ochiul drept data trecută la mesajul de puțin mai de sus, ne uităm de ce noi nu vedem realitatea, dar realitatea nu este rațională, Lucica. Pentru că tu cu ochiul stâng vrei să vezi realitatea rațională, iar realitatea rațională este de fapt iluzie. Iar în momentul în care vin anumite încercări în această formă de iluzie, ne dă de gândit, doar atât. Nu de tras concluzii, doar de gândit dacă într-un fel sau altul noi suntem raționali în viața noastră. Și gândește-te dacă hotărârile tale au fost raționale, sau hotărârile tale au venit din Divin. Doamne ajută! Daniela. Mai Daniela, tu la fiecare două mesaje intervii și tu. Daniela, dar eu sunt răbdător, sunt un om răbdător. Daniela, cum pot ridica vibrația corpului meu în rugăciune? Mi se duce gândul în altă parte, apoi revin. Din ce îți revii? Din ce îți revii? Din amețeală, din vibrație, din rugăciune, din ce-ți revii? Pentru că este foarte important mesajul. Cum putem să ridicăm noi vibrația corpului nostru? Gândul, vorba și fapta să fie în divin. În momentul în care eu m-am așezat la rugăciune și aș putea prin rugăciune să-mi ridic vibrația, gândul pleacă, adică mintea s-a dus în altă parte și mi-aduce un alt mesaj care îmi scade vibrația. Dar în momentul în care revin din beție, din amețeală. Și atunci ar trebui să stau în același loc. Dragii mei, când nu puteți să faceți un lucru la rugăciune, citiți rugăciunea cu voce tare, în picioare. Băi, sunt unii care adorm în genunchi, băi. Nu vă vine să credeți. Se pun în genunchi să facă rugăciunea și adorm. Și dorm vreo 3 ore așa cu capul rezemat, de nu vă vine să credeți. Da. Atâta de putere are cetățeanul. Dorm acolo în cap. Citiți, dacă nu se poate, cu voce tare, să vă audă toată lumea, cu voce tare în picioare. Și citiți cu voce tare, cu intonație. Da? Intonație, atenție acolo la ceea ce faceți. Până când, ușor, ușor, se învață toată ființa noastră să manifestă trăirea. Doamne ajută! Lăpușeală Lenuța, bună seara, m-am operat de fibrom uterin și m-am infectat și nu am aer. Sper ca bunul Dumnezeu să-i. Băi, nu mai vorbesc de mesajele care mi le dați. S-a operat de fibromul uterin și a rămas fără aer. Ce are Sula cu prefectura?
Adică ce are păsărica cu aerul. Aerul e un pic la plămâni, iar păsărica e un pic mai jos. Ca să știu că voi râdeți așa și prin tabere, că ne distrăm și noi. Faptul că nu poți să manifeste această trăire de aer și faptul că, într-un fel sau altul, ai o anumită supărare, atât din punct de vedere al interacțiunii tale cu partea masculină, și să te întreb de ce se întâmplă lucrurile astea, să te întreb de asemenea de ce nu se manifestă trăirea cu adevărat în interiorul tău și dacă noi nu am greșit acolo față de copiii care trebuia să-i aducem pe pământ. Și ceea ce se vede în interiorul tău, se vede o anumită formă de apăsare sufletească. Ai o anumită supărare sufletească, ai o anumită apăsare interioară. Viața este așa cum este, să ne bucurăm de ea, dragă Lenuța. Denis Pogoneanu, domnul Ștefan, cum să fac și eu să capăt credința? Care credință? Cum poți să o capăți credința? Credința este sau nu este? Modul în care tu crezi gândul și mintea te duce într-o altă formă în care tu crezi că nu crezi, dar de fapt crezi. Da? Nu te duce după minte, stai pe loc. Stai pe loc, lasă mintea cu treaba ei, lasă să curgă mintea, lasă să-ți propună, tu te întorci înapoi la rugăciunea inimii. Învață rugăciunea inimii și spune permanent. Atâta timp cât îți vin aceste încercări pe credință sau necredință în interiorul tău. Ești un om care are credință și manifestă această credință. Viorel Drăgan, mulțumește și eu mulțumesc, Viorel, adică Carmen, din Germania. Mariana Pușcă, vă mulțumesc cu recunoștință, domnul Ștefan, pentru oportunitatea de a fi alături de dumneavoastră în Academie. Da. Mariana este din Irlanda și este deja înscrisă în Academie, vine cu credință, mă abandonez în totalitate. Uite, vedeți ce fel e mesajul față de mesajul lui Cătălin, care vrea să-l ducă în conștiință și conștiință, să-i despic așa capul și zic, bă, ia 2 kg de conștiință și 3 de conștiință și rămâi așa. Uite fata asta ce fel vorbește. Se abandonează în totalitate lui Dumnezeu, da? Nu neapărat prin mine, ci modul în care înțelege acest abandon. Această fată nu are mult mai multe probleme decât le are Cătălin. Dar ea a început să se așeze. Cătălin este un haios. Este foarte, foarte mișto ca băiat și eu îl văd așa ca pe un copil de-al meu, la fel cum văd mulți alții, dar e haios. Dar el încă nu este pregătit să-și asume cu adevărat această schimbare, cu adevărat. Dar și-o va asuma, sunt sigur. Georgeta Dumitru. Mulțumesc mult, Mariana, și Doamne ajută să fim împreună acolo unde este de folos. Georgeta Dumitru, eu sunt după operație, am avut o tumoră pe coledoc, cum să procedez să mă recuperez complet? Trebuie să vedem acolo că această stare este pur și simplu o formă de separare în interiorul nostru. Această formă de separare este o formă în care putem să înțelegem că ceva din noi a fost separat de un întreg. Asta este starea în care vine o încercare de genul ăsta aici. Recuperarea completă vine atunci când tot ceea ce este lumină și iubire lasă să vibreze în exteriorul nostru și tot ceea ce este lumină și iubire lasă ca lumina interioară să vină într-o manifestare. Și acest lucru se poate întâmpla. Da? Suntem la un mesaj distanță dacă, desigur, este nevoie. Maria Mihailovici, bună seara, de o săptămână sunt foarte răcită, mă dor urechile, dinții, ce am de făcut? Să te bucuri. Și vezi că ai fost în programul celălalt în care descoperă pe tine însuți, ți-a dat niște conștientizări în care auzi și vezi
ceea ce ar trebui să fie. Mesajul pentru tine este următorul. Deschide gura, Maria, și taci. Ții minte lucrul ăsta. Deschide gura și taci, nu-i mai judeca pe cei din jurul tău, pentru că nu-i frumos. Gabriela Muște, ce pot să-mi fac să-mi ajut fica să nu mai fie atât de bolnavă? Să fii tu mai bine. Să fii tu mai bine și să încerci să fii mai puțin îngrijorată de către starea ei. Pentru că mama, prin atașamentul față de copil, îi dă o anumită senzație și o anumită emoție, care, într-un fel sau altul, o duce într-o formă de mică suferință. Eugenia Pop. Cauzele spirituale ale rinitei cronice de peste 25 de ani. Ce corecții am de făcut? Nas înfundat, nu respir corect noaptea. Pentru că nu-i lași nici pe alții să respire. Eugenia. Pentru că nu manifesti cu adevărat aerul pe care îl inspiri. Ați văzut cum este respirația inimii. Doamne! Și pe urmă pe inspir Iisuse Hristoase, îl trag pe Hristos în mine, îl las să se manifeste și după aceea îl eliberez cu ceea ce este negativ în mine. De ce ții ceea ce este negativ în tine? De ce ții mânie și furie? Și mă opresc aici cu mesajul pentru tine. De peste 25 de ani ții și furia și mânia în interiorul tău. Dă-i drumul. Dă-i drumul. Las-o. Floarea Fola, care este deja înscrisă în Academie. De ce mă dor picioarele, genunchii, gleznele, șoldul, dureri pe care le am, le are și mama, le-a avut și bunica, soara mamei, este ceva legat de neam? De ce transcede în fiecare generație? Păi mă, dacă ar fi Păi transcederea înseamnă eliminarea acestei suferințe, adică din suferință o facem și o ducem în lumină și în iubire. Ar fi bine să ducă, numai că ea a fost doar transmisă genetic acest lucru. Păi ați fost, dragă floare, floare minunată și la mulți ani, doamnelor, că peste 2 zile este ziua voastră. În momentul în care femeia devine bărbat și în momentul în care femeia vrea să domine bărbatul, începe să vină problema cu elementul apă în interiorul nostru. Elementul apă, unde se duce? Pe oseminte, da? Pe tot ceea ce înseamnă piciorușe, oase, genunchi, glezne, șolduri și așa mai departe. Mai mult de atât, elementul apă aduce o greutate în plus față de cât este normal, tot elementul apă. Și dacă știm că suntem 70-80% din interiorul nostru apă, ne dăm seama că suntem într-o disoluție cu elementul apă care este feminin. Dar în același timp fiind atrași de elementul pământ care este la fel de feminin. Dar tu ești într-o disoluție atât cu apa cât și cu pământ. Dar bine că ai venit în Academia, ai să înțelegi mai multe. Doamne ajută! Maria Matei, bună seara, domnul Ștefan, abia aștept tabăra să mă simt și eu fericită măcar acolo. Draga mea, trebuie să fii fericită oriunde. Știu prin ce încercări treci. Maria este din Portugalia. Și evident că trece printr-o încercare, dar trebuie să înțelegi un lucru. Că tu nu ești exteriorul tău, Maria. Că tu ești iubirea și lumina din interiorul tău. Știu că duce acolo o formă de încercare interioară, dar să știți că când ni se dă ceva, ni se dau și talanții ca noi să adunăm aur duhovnicesc. Dorina Dori, vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc pentru sfaturile bune pe care mi le dați. Georgeta Micu. Domnul Ștefan, ce pot face eu să scap odată de aceste alergii care le fac și nu știu niciodată exact la ce? Am plinit 65 de ani, mulți înainte, mai exact de la 27 de ani, mă lupt cu ceva, cu așa ceva.
Păi nu mai lupta, Georgita. Nu mai lupta. În momentul în care în interiorul nostru există o manifestare divergentă și o judecare a cuiva, a ceva, apar aceste elemente ca noi să înțelegem că trebuie să fim în concordanță cu ceea ce este. Pielea este cel mai mare organ din corpul nostru și care ne arată că la nivel de cap, noi nu suntem aliniați cu modul de gândire, cu modul de armonie, de aici se ridică divinul, aici este legătura cu divinul. Și dacă nu avem o legătură corectă și dacă aducem aici, în loc să aducem lumină, aducem judecare, lucrurile nu sunt ok. Asta e lupta. Nu mai judeca, doar iubește. Ești minunată. Buriga Ionela, bună seara, Ionela. Olesia, domnul Ion, mulțumesc cu plecăciune. Mare este mila lui Dumnezeu, Tatăl, amin. Doamne ajută! Daniela, uite, fii atent aici, Daniela, este o surpriză pentru mine. Se înscrie în Academie. Foarte interesant. Numărul meu de telefon, 0744 620846. Sau puteți să căutați doar atât, Ștefan Ion, și vă vine tot ce trebuie acolo, aveți un mesaj și poți să te înscrii în Academie cu bucurie. Emilia Ivan, mulțumim pentru sfaturile bune și folositoare, o seară cu folos pentru toată lumea. Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult, Emilia Ivan. Cosmin Demir, mulțumim cu iubire, mi-ați dat lacrime pentru cuvintele minunate din inimă și binecuvântate. Da, Cosmin, pentru că sunteți pe cale. Mircea Dobre, am conștientizat că am mult de lucru. Mulțumesc din suflet pentru răspunsul la întrebarea mea. Și eu mulțumesc, Mircea, și te rog să mă crezi că este o surpriză foarte plăcută prezența ta în program, prezența ta în academie și ești un om minunat. O salut pe Iulia Mirea, Priscu Șerban. Vederea este influențată de flocoanele din umoarea apoasă care cresc ca dimensiune, mai ales în ochiul drept. Plus vederea cețoasă, mai ales pe ochiul drept. Ia gândește-te tu, dragul meu prieten, care este desigur înscris deja în Academie, gândește-te tu cât de mult accepti tu partea feminină alături de tine, dar cu adevărat, integrând-o în interiorul tău, trăind una cu ea. Wow! Doare? Știu că doare. Ia integrează tu puțin femininul care vine în manifestare alături de tine și integrează-l în interior fără să-l județi, ci doar să te bucuri față de el. Te iubesc. Alexandra Elena Ardelean, bună seara. Cum evaluează starea mea sufletească generală? Accept orice sfat. Eu zic că sunt bine, deși simt că rolul meu de mamă e testul vieții mele. Păi măi, ești o mamă eroină. La vârsta ta ai trei îngerași. Băi, dar toți sunt frumoși. Ești minunată, ești foarte bine și ai adus de curând pe lume un îngeraș frumos și asta este un lucru foarte bun. Ești într-o stare bună, dar ești puțin acolo după naștere, trebuie să te mai refaci puțin. Ești pe drumul cel bun, Doamne ajută. Ramona Maria, și cum combatem diferitele frici sau gânduri obsesive? Prin liniște, prin pace, prin armonie, prin modul în care în tabere dăm acolo vreo 35 de metode. Una din metode și e o metodă pe care tot o spun și tot o repet, da? Este Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Sau Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-mă! Și am mai spus puțin mai devreme, Ramona. În momentul în care, înainte de a inspira, spunem Doamne, pe Iisuse Hristoase și îl lăsăm pe Hristos să vină în noi și apoi lăsăm pe măsuri de 4-4-4, o tot spun și urmărește meditațiile pe care le facem și pe expir eliminăm aceste lucruri. Frica nu vine din divin, frica este opusa iubirii și gândurile obsesive nu sunt ale tale, nu ți aparțin, numai că tu te identifici cu ele. Da? O salut și pe Niculina Danteș. Filomena Radu.
Bună seara, de unde atâta răbdare cu copiii noștri care experimentează și nu vrei să-i influențezi în alegeri și apoi te vezi pe tine? Păi, simplu. Închipuieți câtă răbdare are Dumnezeu în acest moment, în care are 8 miliarde de oameni pe pământ, 8 miliarde de oameni pe pământ, ca să nu spunem de tot ceea ce este de la firul de iarbă până la orice rocă de pe acest pământ, și în care el oferă totul fără să ceară nimic, și noi nu avem răbdare nici măcar cu copiii noștri. Cum pot eu să am răbdare față de voi? Pentru că vă consider pe toți copii. Da? Chiar dacă poate unii sunteți mai mari ca vârstă ca mine, da? Nu contează. N-are nicio importanță. Important este ca eu în fața mea să o am pe mama, eu să am pe copilul meu, să am pe tatăl meu, pe ceilalți și eu să le dau atâta bucurie cât ei mi-au dat mie. Păi dacă este mama mea în fața mea, fiind o persoană mai în vârstă decât mine, păi câtă răbdare a avut mama mea ca eu să fiu ceea ce sunt? Cât a slujit tatăl meu ca să fiu ceea ce sunt? Și noi, la rândul nostru, de ce nu facem ceea ce ar trebui să facem? Deci trebuie multă răbdare și atunci când noi credem că nu mai avem răbdare, să ne apucăm de rugăciune. Și fă rugăciunea care am dat-o puțin mai sus. Rusu Mioara, ce se ascunde în spatele diabetului de fapt? Lipsa de iubire, Mioara. N-ai putut nici să o manifesti și nu ai putut să o lași în manifestare. Și atunci noi trebuie să vedem că aici, la elementul acesta foarte ciudat, vedem că nu putem să mai facem acolo ca această minunată dulceață a vieții să se manifeste. Și atunci ne ducem în elementul celălalt, în care totul este în furie, în mânie, moduri în care noi judecăm lucruri foarte ciudate. Hai să aducem din nou bucuria dulceții în noi, hai să aducem în noi încă bucuria de a trăi în manifestare. O salut pe Angela Rus, Boboc Lenuța, bună seara, dureri în partea dreaptă, ecografii, computer, tomograf și totuși durerea apare, dar nu te identifica neapărat doar cu trupul. Acolo, în interiorul tău, în acea parte dreaptă, sunt niște forme subtile care îți transmit o fragmentare interioară a sufletului tău și care vrea și ți arată că acolo tu ai niște lucruri pe care trebuie să le integrezi în tine, în lumină, în iubire, în forma de manifestare completă. Și asta facem în Academie. Luăm omul de la facere și îl ducem în aceste trepte în care el se regăsește pe el, se armonizează cu el însuși și în care înțelege rolul său. Nu este din trup această durere a ta, ci este din suflet. Deci, ca să înțelegem și ca să nu las așa răspunsul, tot acest trup pe care noi îl înțelegem este îmbrăcat de suflet, iar dacă o parte din suflet la noi lipsește sau este divizată într-o anumită zonă sau în loc să fie lumină, este într-o zonă mai întunecată, apar aceste dureri. Gabriela Matei, mulțumesc cu recunoștință și iubire pentru răspuns. Am întâi răspunsul, însă cum pot face această aliniere cu Divinul mai concret? Suntem la un mesaj distanță, Gabriela. Ai notat numărul de telefon? Doar atât. Când nu se poate altfel decât înțelege, ajutăm acolo într-o relație. Fiecare din noi avem o anumită meserie. Eu nu le pot face pe toate și recunosc că nu pot face multe lucruri. Da? Recunosc acest lucru pentru că nu sunt făcut să le fac. Am manifestat multe lucruri în viață, dar nu toate le putem manifesta. Atunci când nu putem de unul singur, sunăm un prieten. Știți că era jocul ăla în care sunăm un prieten sau hai să sunăm un prieten. Sunt la un mesaj distanță dacă nu reușești. Ani Băncilă. Bună seara, sunt într-o relație
O să mă ceară de soție? Fiți atenți, aici am ajuns baba Momita eu. Măi, fraților, eu nu sunt în această manifestare ciudată în care voi credeți că eu vorbesc de prostii de genul la pot să-ți dau acest răspuns, dar în privat. Nu pot să vorbesc aici pentru că m-aș devaloriza. Adică stima mea de sine pe loc s-ar prăbuși dacă eu ți-aș da răspunsul acum. Dar de ce trebuie să te ceară de soție? Dacă tu până acum meritai să se întâmple acest lucru, te cerea de a doua zi. De a doua zi. Faptul că încă nu te cere, nu are suficientă încredere în modul în care tu te manifesti. Doamne ajută! Mariana Șotârcă, nu mă simt bine la locul de muncă. Simt că nu mai este locul meu. Ce sfat îmi dați? Pleacă de acolo. Dar tu crezi că tu te identifici cu locul de muncă? Păi, draga mea, dacă nu sunt bine unde sunt, mă duc în altă parte, dar mai e o problemă. Te întreb eu acum și știi la ceea ce mă refer. Cât de bine ești tu cu tine însuți și cu ceea ce ești în interiorul tău? Și o să vezi că răspunsul, chiar dacă tu vei schimba locul de muncă, tot nu te vei regăsi cum trebuie, pentru că tu în tine ai acum o formă de nemulțumire care se manifestă. Anicoman, mulțumesc cu recunoștință și merită iubire de 2 luni. Am o durere, arsură o usturime în partea stângă a bazinului, aproape la coloană. Fiți binecuvântat în lumină. Doamne ajută și Dumnezeu să te binecuvinteze cu lumină și iubire. Mulțumesc pentru răspuns, Maior Maria, pentru răspuns cu iubire. Viorica Zaharia, mulțumește și ea. Adriana Poncea, domnul Ștean, doar să vă mulțumesc pentru starea aceea de bucurie pe care ne-o transmiteți de fiecare dată. Vă îmbrățișez și eu te îmbrățișez, Adriana. Emilia Jarcova, aseară am aflat că nepoțelul meu s-a operat de amigdalite și polip la 12 ore, o pneumonie de 40 de grade s-a declanșat fiind un virus care atacă chiar gâtul. Va scăpa? Păi deja va scăpa, sigur că da. Va scăpa. De ce să nu scape? Se află în Statele Unite. Păi acolo, în Statele Unite, sunt șanse bune de a se armoniza lucrurile. Dar lucrurile astea, la fel cum este puțin mai departe, sigur că nu este același caz ca cererea în căsătorie, dar lucrurile este bine să întrebăm față de alții atunci când avem acordul lor. O să fie bine, Emilia. Gabriela Caciuc. Eu de când m-ați învățat, binecuvintez în fiecare dimineață ego-ul și mintea și mi se pare că fiecare zi e perfectă. Am înțeles că gândurile ne creează realitatea. Binecuvintează mintea, dispar gândurile. Foarte frumos. Bravo, Gabriela. Gabriela ne spune din Germania, Maica. Vă îmbrățișez, sunt bucuroasă, mulțumită și fericită văzându-vă, azuindu-vă, folosindu-mă de harul divin ce curge prin dumneavoastră. Să rămână măicuță. Doamne ajută! Lenuța Lăpușan, mulțumește. Georgeta Dumitru, mulțumește. Andrei, vreau și eu una academie. Păi mai Andrei, tu ești la un mesaj distanță. Mariana s-a înscris deja. Tu cui ne lași așa? Te aștept la un mesaj distanță și să-mi trimiți documentul tău de identitate și facem acest lucru. Bună seara, Marlena Candalea. Nicoleta Nico, vă mulțumesc că existați și că v-am descoperit. Îmi este frică să stau noaptea singură în casă. Când eram mică, mi-era frică ziua să rămân singură. E o altă formă la tine, ți-am zis, la tine e nevoie de o consultație în privat și lucrurile sunt diferite. Pentru că perspectiva din care venim nu neapărat întotdeauna este o perspectivă foarte luminoasă. Maria Iovan mulțumește, Flavia Sigartău, vă rog să-mi explicați de ce mă deconectez de la spirit când sunt deconectată, pleacă și îngerul păzitor, nu este obligatoriu. Pentru că ele sunt două entități total diferite. În momentul în care spiritul observă că nu suntem pe direcția corectă, el ia o pauză și zice, băi, știi ceva, ia mai descurte-mă și singur, că tot îți dau în fiecare zi același mesaj, și tu nu ești aici.
De regulă, cam pleacă la pachet, dar sunt entități separate. Ați văzut că în momentul în care una este îngerul păzitor, alta este conexiunea cu Duhul. Dar e acea picătură chinezească care tot se întâmplă la tine și tu rămâi încăpățânată pe aceeași cărare. Dar tu ești înscrisă la Academie și Dumnezeu să te binecuvinteze. Discutăm aceste lucruri foarte profund. Gabriela Ristea, și vii și în prima tabără, ne vedem. Exact peste o lună de zile începe tabăra. Gabriela Ristea, durere neîncetată la încheietura piciorului stâng, șol și tot piciorul, vă mulțumesc cu recunoștință. Am dat puțin mesajul cu elementul apă și la tine se potrivește foarte bine. Elementul apă este cel care manifestă feminitatea. Ai cam pierdut feminitatea din tine, Gabriela. Hai acasă! Hai, înainte de a înțelege misiunea vieții, când am venit bărbat pe pământ să armonizăm masculinitatea noastră, când am venit pe femeie pe pământ să armonizăm feminitatea. Hai să nu atacăm elementul negativ, inclusiv din noi. Da? Îți transmit și ție lumină și iubire cu bucurie. Happy kids, iubind, ne încredințăm că suntem. Foarte frumos. Să ne încredințăm că suntem iubind. Adriana Trăistaru, cum poți să intru în legătură mai mult cu Îngerul Păzitor? Dar de ce să intri mai mult în... Măi, dragii mei, măi, nu mai forțați chestia asta cu Divinul. E cam aceeași întrebare pe care Cătălina a pus-o mai sus. Măi, dragii mei, măi, nu mai forțați legătura cu Divinul, doar bucurați-vă. Fac rugăciunea dimineața și rugăciunea seară față de Îngerul Păzitor și doar mă bucur. Fără să condiționez nimic. De ce ar trebui să fiu eu într-o anumită legătură cu El? Dar nu o legătură de aia, să-L simt că eu merg de mânuță cu El, dragii mei. Ei își fac datoria față de noi, numai că noi nu ne facem datoria față de ei. Haideți să ne bucurăm de prezența lor alături de noi și nu trebuie să ne bucurăm de prezența noastră mentală în modul în care noi să înțelegem mental divinul. Doar bucurați-vă, Adriana, bucură-te că știi că ai divinul alături de tine și tu știind că ai acest divin și protecție divină, te bucuri și te armonizezi. Dar nu căuta elemente. Știți când ne îndepărtăm foarte tare de divin? Ne îndepărtăm în momentul în care așteptăm anumite semnale, în care mie trebuie să-mi dea o barieră, mie trebuie nu știu ce să-mi zică, nu. Starea armonizare cu Divinul este să fii în permanență armonie, să fii lumină și iubire, indiferent ce se întâmplă. Punct. Doar atât. Ești în legătură cu Divinul permanent, Adriana. Îți mulțumesc și eu, Georgeta Micu, Priscu Șerban mulțumește cu recunoștință pentru răspuns. Cam pișcă, spune Șerban, da? Bună seara și Luminică Târcă, Ramona Maria mulțumește. Cum pot să vorbesc cu dumneavoastră? Păi eu deja vorbesc cu voi. Am spus 0744-620-846, mesaj pe WhatsApp, spui ce dorești. Îți răspund și vedem cum merge mai departe. Lozovanu Rodica. Dureri în zona diafragmei, în formă de cer, care este cauza? Pentru că modul în care vrea să urce la tine o anumită senzație, dar în același timp vrea să coboare, tu blochezi. Da? Tu blochezi. Și în momentul în care blochezi, nu-ți dai voie nici să urce, nici să coboare, știi? Asta face diafragma. Haideți să lăsăm să curgă energia în noi și într-un sens și celălalt. Și acestea se vor deschide în divin. Punem mâinile acolo, ne rugăm să fim iertați de focul care se află în noi, că e cam mult foc în tine, mai. Rodica.
Cam mult foc în tine. Cam multă manifestare de foc în tine. Și îmi ceri iertare, dar e adevărul. Și ar trebui să lăsăm să fie foc atât cât trebuie. Foc trebuie să fie 20%. 20% foc, 20% apă, 20% pământ, 20% lemn, da? 20% metal. Dar când în tine e numai foc, Rodica, oare de ce e așa? Întreabă-te. Alina, vă rog să-mi spuneți ce ar trebui să înțeleg în legătură cu o căzătură zdravă. M-am lovit la cot și în zona bazinului. Păi trebuie să fim mai atenți, Alina. Și trebuie să vedem dacă noi în același timp mintea, trupul, sufletul și spiritul sunt în același loc. Dar în momentul în care vedem că ele nu sunt în același loc, vedem că mintea era atunci când am căzut noi în altă parte, noi eram cu ochii pe după gutui și iată că se întâmplă ce se întâmplă. Iar nu e o chestie foarte, foarte ciudată, dar trebuie să fim puțin mai atenți. Cătălin Panțiru, vă mulțumesc cu recunoștință pentru prezentarea reală făcută asupra mea. Chiar mi-a venit bine. Păi măi, dacă eu nu mai sunt prietenul vostru și, bă, adevărul ne face bine, că așa să-ți spun că ești, tu ești excepțional ca om, excepțional. Ai învățat în mai puțin de 8 luni de zile cât alții nu învață într-o viață. Dar las-o moale. Lasă-o moale, legătura noastră cu Divinul curge. Nu ne apucăm acum să fim în 10 părți, să fim ca o baltă. Nu. Fii concentrat. Fii concentrat spre ceea ce ți-ai propus. Carmen Bodor, fiți atenți aici ce mesaj. Vă mulțumesc pentru răspuns. Îmi doresc să fiu sexy și siluetă. Dar pentru cine mai, Carmen, ți-ai propus tu să fii și sexy și siluete? Și pe mine mă surprinde această dorință, fiindcă niciodată nu mi-am iubit, acceptat și onorat trupul 100%, dar răspund da provocării. Wow! Măi, Carmen, jucăm la nuntă în curând. Ia să ne spui tu așa pe cine ai pus ochii și e de bine dacă ai pus ochii și este foarte important să faci acest lucru. Nu ține, dragii mei, chestia cu sexy neapărat de siluetă, n-are nicio legătură. Uitați-vă cu adevărat că modelele alea 90, 60, 90 sunt de obicei singure. Nu contează cum arăți din punct de vedere fizic, ci contează cât de feminin sau masculin ești. Îți recomand să fii feminină, restul celelalte se așează. Și fă-t frumoase pe drum, numai trebuie să se urce pe cal. Manifestă și va veni. Boboc Lenuța, mulțumesc cu binecuvântări. Milică Târcă, ce număr de telefon aveți? Îl mai spun o dată, cred că e a cincea oară. 0744 620 846. Eugenia Pop. Sinele nostru se manifestă simultan în mai multe dimensiuni superioare. Mulțumesc cu recunoștință pentru cunoașterea oferită. Sinele nostru este însuși Dumnezeu care se manifestă în tot Universul. Dar el are o particularitate atunci când se află în noi și practic tot ceea ce se întâmplă în Univers acum, în tot ceea ce înțelegem noi 20 de miliarde de ani, se întâmplă în acest moment. Asta este planul cel mai înalt. Ăsta este planul lui Dumnezeu. Ăsta nu este un plan al așteptării, ci este un plan al ființării. Dumnezeu este și atât. Dumnezeu a dat și atât. Dumnezeu nu așteaptă pentru că este. Și noi trebuie să fim oriunde, oricând, dar să fim acolo unde este misiunea noastră. Doamne ajută și eu mulțumesc, Eugenia. Adriana Trăistaru, mulțumesc. Maria Matei, o seară binecuvântată. Mariana Bădan, cam de vreo 2 ani mă tot arde partea dreaptă a spatelui. Am fost în radiografie, dar a zis că nu am nimic, ce ar putea fi cazul. Problemă de suflet acolo și o problemă a
forsaci de încărcătură din punct de vedere al bagajului emoțional foarte puternic. Și atunci trebuie să facem aceste lucruri. Aude, prietenul nostru Ioan Petru Pescăruș, bună seara! Îmi este tot mai greu să mă concentrez asupra muncii pe care o desfășor. Mă simt tot mai agitat și obosit psihic. Păi măi, Ioane, măi, ești la un mesaj distanță, ce-i mare scofală? Că doar nu este prima dată când intrăm în contact. Păi ești la un mesaj distanță, am făcut o slujbă, două, și Dumnezeu ne binecuvintează. Și faci niște lucruri foarte frumoase, ești peste tot, văd. Nelu cântă și cântă foarte frumos. Cântă foarte frumos și am văzut și în țară și în străinătate are spectacole, dar în momentul în care nu te regăsești în tine, nu te regăsești bine peste tot și ai pierdut un pic conexiunea cu tine însuți. Doar atât. Laura Munteanu, mai sunt conectată cu sinele divin? Mulțumesc cu recunoștință. Știți că mă feresc să dau asemenea răspunsuri indirect, dar având în vedere că este doar o singură solicitare în sensul ăsta. Ai nevoie de ajutor, Laura. Irina Spânu, noapte bună tuturor, Filomela Radu, mulțumesc pentru tot. Dragii mei, suntem de 2 ori în direct, după o oră înainte, de suntem de 3 ore împreună. Cred că este suficient pentru această seară, dar eu în continuare vă voi iubi la fel de mult și vă voi transmite lumină și iubire și vă aștept în Academie ca să facem așa versuri, ca să înțelegem acolo planul următor. Doamne ajută, vă mulțumesc și mulțumesc tuturor pentru minunatele mesaje. Iertați-mă dacă am mai făcut o glumă pe aici, pe acolo, dar dacă am fi așa încruntați mereu, n-ar mai fi. Și chiar dacă mai facem așa un spirit de glumă, tratăm problemele foarte serios și cu mare bucurie. Să vă fie de folos, să ne fie de folos. Mulțumesc pentru toate mesajele și pentru toate aceste minunate întrebări, o noapte liniștită și binecuvântată, să fim binecuvântați și vă aștept pe 25 de bună vestire. Începe cea mai frumoasă academie. O seară frumoasă, binecuvântată tuturor și mulțumim cu recunoștință. Vă iubesc, să fiți binecuvântați și iertați-mă. Atâta pot să fac. Doamne ajută să vă fie de folos.